Credinciosul lucrează, credinciosul face lucrările lui Hristos pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit prin el în Fiul. Asta îl motivează. Asta îl motivează pe el. Asta îl motivează să ajute un bolnav. Asta îl motivează să vestească Evanghelia. Asta îl motivează să lupte cu păcatul, să depună o mărturie curată. Pentru că vrea cu orice preț să-l vadă pe Dumnezeu proslăvit. Dacă nu ești interesat în a face lucrările lui Hristos, doar dacă e vorba ca să faci pe cele miraculoase, eu am dubii despre motivația ta. Cum este Dumnezeu proslăvit? Oare este proslăvit prin simplu fapt că se fac minuni? Fraților, cel rău este și el o entitate supranaturală. Și poate și el ca să facă activități supranaturale. În niciun caz, când cel rău face ceva supranatural, Dumnezeu nu este proslăvit. Dumnezeu este proslăvit când prin lucrările copiilor săi oamenii sunt aduși la cunoașterea Domnului Iisus Hristos și la mântuire în jertfa Domnului Iisus Hristos. Altfel, Hristos nu este proslăvit. Simpla prezență a supranaturalului fără prezența Evangheliei nu este o binecuvântare și este un blestem. Dacă vă uitați la o cruciadă din asta unde vin 10.000 de oameni, da? Și pentru 10 ore îi tot vindecă și îi dă pe spate și iar îi vindecă, nu s-au vindecat bugăt, și iar îi dă pe spate și iar îi vindecă și își dă joc sacoul, cred că și îl dă jos că e cald și bate cu sacoul și pică pe spate și urlă și toate din astea. Și după 6 ore, nu este o predică, de cele mai multe ori. Nu este o expunere sistematică a Evangheliei. Nu, nici vorbă. Sunt chemări de genul, dacă vrei o viață mai bună, dacă crezi că Hristos îți poate lua cancerul, haide în față. Crezi că Hristos este proslăvit? Dacă în mod legitim, într-un loc în care nu se vestește Evanghelia și în care numele și lucrarea Domnului Iisus Hristos este luată în batjocoră, 10 oameni chiar ar fi vindecați de cancer, credeți că Hristos este proslăvit prin vindecarea aia de cancer? Nu! Nu! Hristos este proslăvit atunci când biserica lui face lucrarea de vestire a Evangheliei și oameni prin vestirea și prin viața bisericii ajung la cunoștința lui Hristos și sunt mântuiți. Pentru că de aceea a venit Hristos ca să moară pe cruce și să ierte păcatele credincioșilor. Nu să te vindece de cancer. Deși dacă ești vindecat de cancer, El te-a vindecat de cancer. Dacă El te-a scăpat de o boală sau de un necaz, El te-a scăpat. Da? Tot meritul este a Lui. Dar El se proslăvește prin lucrarea Evangheliei, prin lucrarea mântuirii, care o face prin biserica sa. Atenție!